Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Mă bucur că în seara aceasta suntem împreună și trebuie să fac un lucru care nu că mi-este greu, dar este interesant pentru mine. Și aș vrea în seara aceasta să vă împărtășesc și ceea ce vreau să vă împărtășesc, aș vrea să fie spre zidirea voastră, nu spre întristare, nu spre deznădejde, nu spre necredință, ci mă rog ca Dumnezeu să vă întărească în seara aceasta. Să vă vină în ajutor, pentru că în toate lucrurile Dumnezeu se implică. Și așa cum se vorbea în seara aceasta aici, avem un Dumnezeu care știe totul. Și lucrul care m-a ținut în picioare a fost chiar acesta, că Dumnezeu mi-a arătat că știe totul. Și în momentele în care n-am mai înțeles nimica, Dumnezeu mi-a adus aminte de un lucru, că El o știu totul mai dinainte. Și mi-a împărtășit lucrul acesta. Și de asta mă bucur că avem un Dumnezeu atât de minunat și un Dumnezeu care ni s-a descoperit. Și dacă încă nu ți s-a descoperit, mă rog să-L cauți de grabă. Pentru că așa cum spunea fratele Alin, așa de ușor câteodată să treci prin momente grele, dacă știi că Dumnezeu ți-a spus mai dinainte și te-a asigurat prin asta că va fi lângă tine. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre viața mea și apoi am să ajung la momentul despre care s-a amintit. Sunt căsătorit sau am fost căsătorit, anul acesta aș fi făcut 11 ani de când m-am căsătorit. Desigur m-am căsătorit de tânăr pentru că mi-am luat o soție mai mare ca mine. Dumnezeu mi-a dat o soție deosebită, deosebită. Chiar faptul că am ajuns împreună pentru mine a fost o minune. Ea a fost mai mare decât mine, eu eram la liceu, ea era la facultate, ea de fapt era și cumnata mea. Dar era o fată care nu ar fi acceptat să se căsătorească cu un băiat mai tânăr decât ea. Era o fată foarte serioasă și cu credința și cu viața. A fost o fată deșteaptă care a învățat foarte bine. Și mă uitam la ea și vedeam în ea o soție perfectă pentru mine. Un băiat care mă jucam cu pocăința, deși eram din familie de pocăiți, era din familie de nepocăiți, dar s-a pocăit. Și prin ea Dumnezeu a întors toată familia la credință. Și a fost o fată deosebită la care m-am uitat cu drag și am zis, dacă fata asta mi-ar fi soție, eu aș putea să stau aproape de Domnul. Și chiar așa s-a și întâmplat. Dar ca să fim împreună, Dumnezeu a trebuit să lucreze, pentru că ea mi-a spus să nu mă gândesc la așa ceva. Ea este mai mare, eu sunt mai mic. Și să nu mă gândesc la lucrul ăsta. Era cu 3 ani jumate mai mare decât mine. Dar Dumnezeu așa a făcut lucrurile încât ea a venit la mine. Și așa am ajuns să fim împreună. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Viața, deși a fost grea încercată, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 6 copii. Cel mai mare, cum s-a spus, are 8 ani, acum fetița cea mai mică a crescut, un băiat pe nume Abel, Andrei, Caleb, Iosua, Estera și Rahela. Și a fost o binecuvântare pentru noi, ne-a dat și gemeni la un moment dat, am avut o fată și un băiat. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare, a fost o mânghiere. Ultimii 3 copii din viața noastră au fost copii pe care Dumnezeu ne-a promis într-un mod deosebit. Și știu că Dumnezeu a vrut să se nască în familia noastră și sunt deosebiți. Dar toate lucrurile au fost minunate, să spun așa, frumoase. Nu m-aș fi gândit la o situație de genul acesta niciodată. Dar aș vrea să vă spun acum și aș vrea să revin la această întâmplare. Dumnezeu în urmă cu 7 ani mi-a vorbit un lucru care nu l-am înțeles atunci. Ieșeam dintr-o biserică și la ușa bisericii m-a așteptat un frate și mi-a spus o întrebare, a zis, crezi în lucrarea Duhului Sfânt? M-am uitat la el și i-am spus, cred. I-am răspuns în grabă, pentru că credeam, deși nu avusem până atunci experiențe. Și mi-a spus, uite ce mi-a descoperit Dumnezeu despre tine. Dumnezeu va rupe de lângă tine un suflet drag ție. Și au mai urmat câteva lucruri pe care Dumnezeu mi le-a spus prin acel om. Desigur, a fost un moment dificil pentru mine, pe atunci aveam numai un singur copil. În drumul meu spre casă, pentru că eram în altă localitate, am început să plâng, am început să mă gândesc, am început să trăiesc ce ar însemna lucrul ăsta, desigur, m-am gândit chiar la soția mea. Dar spre casă a fost o luptă mare în mine și am zis, nu se poate așa, Dumnezeu n-ar lucra așa în viața mea, n-aș fi crezut. Și m-am liniștit zicând, poate nu Dumnezeu mi-a vorbit, poate e vorba de altă persoană. Și m-am liniștit, am ajuns acasă, nu i-am spus nimic soției mele. Și așa au mai trecut încă vreo aproape 4 ani de zile din viața mea, când din nou s-a repetat un lucru interesant. Tot așa, după
o slujbă la o biserică. La urmă a venit la mine un frate și mi-a spus că a avut o vedenie cu privire la mine. Și a zis în felul următor: te-am văzut stând în fața unui pat. Și pe patul acela zicea o femeie care murise. Și m-a întrebat el așa, zice: ești cumva căsătorit? Pentru că nu purtam verighetă. Și eu i-am spus: da, sunt căsătorit. Și atunci mi-a spus în felul următor: poate este vorba despre soția ta. Desigur, am făcut legătura, dar parcă acel poate m-a încurcat. Am zis: poate nu-i vorba de ea, poate fi vorba de altă persoană. Și desigur, m-am interesat despre frate, mi s-a spus că este un frate bun, că ceea ce Dumnezeu îi descoperă este cu dașamin. Și am lăsat lucrurile deoparte, tot nu i-am spus soției mele, pentru că am zis: nu vreau să o deranjez, nu vreau să o speriu. Am zis că nu știu cum am judecat atunci, dar le-am pus cumva deoparte. Și au mai trecut încă aproape 4 ani de zile. Anul care a trecut a fost un an interesant de la jumătatea lui. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o fetiță, cea din urmă fetiță, a fost o binecuvântare de la Domnul. Soția mea, Dumnezeu i-a dat un vis cu privire la ea, că îi va da o fetiță. Deși avusem gemeni și gemenii erau destui de mici, abia acum au făcut 2 ani de zile, dar Dumnezeu a înștiințat-o și a primit cu bucurie și acest dar din partea lui Dumnezeu. A venit luna septembrie când pentru prima dată Dumnezeu mi-a vorbit mai aproape de evenimentul acesta. Eram la o rugăciune, într-o seară, într-o familie, și acolo era un vas de lucru și mi-a spus în felul următor în lucrarea care am avut-o. A zis: bărbatule, chiar dacă vei rămâne singur, chiar dacă vei rămâne gol, tu să te bucuri în Domnul. Desigur, fraza aia atunci n-am înțeles-o. N-am înțeles-o pentru că m-am gândit în felul următor, am zis: poate iară va veni o încercare în viața mea în care mă voi simți singur. Că de obicei în încercări ne simțim singuri. Prea puțin stau alături de noi câteodată. Este un lucru interesant care l-am văzut. Când trece cineva prin încercare, avem tendința foarte repede să judecăm încercarea acelui om, în loc să-i fim un sprijin. Pentru că oricum la toți ne vine rândul. Și așa de bine te simți și așa de bine poți să treci prin încercări când cineva ți este alături. Nu când cineva stă și se uită la tine și se întreabă oare ce cauți acolo. Și am stat și m-am gândit și am zis: Doamne, ce va urma, ce va fi? S-a apropiat momentul acesta și eram într-o lucrare cu cineva și înainte cu câteva zile, câteva săptămâni să se apropie evenimentele care au trecut prin viața mea, am trăit o neliniște și spuneam acestui frate cu care mergeam în lucrare, zic: nu știu ce se întâmplă, trăiesc o neliniște, nu pot să o controlez. M-am tot gândit de la ce m-a tulburat și de ce a venit tulburarea asta peste mine. De fapt, lucrul acesta îl simțeam ori de câte ori urma un eveniment mai negativ. Și simțeam și trăiam acea neliniște și nu știam de unde va veni și de ce o trăiesc. Și spuneam, parcă mi se întristează Duhul în mine și nu știu de ce. Și undeva la sfârșitul lunii noiembrie, spre începutul lunii decembrie, din senin a apărut o slăbiciune peste soția mea. A început să se simtă slăbită, a început să se simtă fără putere și slăbiciunea asta parcă creștea. Ne-am dus la doctor, doctorul a zis: poate cum ai născut, nu de mult ai născut, ești anemică din cauza asta, pentru că în analiză a ieșit că are o anemie severă. Ei ne-au prescris un tratament și am luat tratamentul, dar în ciuda acestui fapt, lucrurile nu s-au ameliorat, ci din contră. Parcă au devenit tot mai dificile. La un moment dat am ajuns la spital și chiar din prima zi când am ajuns la spital, am fost luat deoparte de o doamnă de acolo și mi s-a spus frumos în față, a zis: omule, pentru soția dumneavoastră nu se mai poate face nimica. Are o formă de cancer care a atins toate organele aproape și chiar oasele. Și a zis: nu mai se poate face nimic în dreptul ei. Zice: pregătiți-vă pentru ce este mai rău. A fost poate cel mai dificil moment din viața mea. A fost momentul în care n-am mai știut ce să gândesc, n-am mai știut ce să spun, n-am mai știut ce să fac. Pentru că n-am mai trecut pe acolo. Și în momentul acela m-am dus din acel birou, m-am dus la soția mea. Ea era lucidă, cum să vă spun, nu și-a pierdut niciodată luciditatea, puteai să vorbești cu ea. M-am uitat la ea, în minte mi-erau lucrurile care mi s-au spus, am încercat să o încurajez, să-i spun că trebuie să plec până acasă, să stea liniștită, că am să revin și am plecat. Desigur,
n-am putut să păstrez durerea, n-am putut să o țin în inimă. Au venit niște momente dificile, niște momente grele, dar ce vreau să vă spun? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care le știe pe toate. Și în acele momente l-am simțit pe Dumnezeu lângă mine. De fapt, am realizat că dacă nu mă uit la El, nu pot să trec peste acele lucruri și peste acele momente. M-am dus acasă, n-am vorbit cu nimeni, m-am retras în cameră și am început să mă rog lui Dumnezeu. Nu mai fost rugăciuni cum le facem noi de obicei, nu mai fost rugăciuni cu introducere, nu mai fost rugăciuni de obișnuiță. Am început să vorbesc direct cu Dumnezeu și am început să-i spun clar ce se întâmplă. Cu toate că El știa. Și am spus un singur lucru: Doamne, ajută-mi să-mi păstrez mintea întreagă. Ajută să-mi păstrez gândurile, ajută-mă să nu mă pierd. Ajută-mă să rămân un om rațional și să pot să trec peste toate lucrurile astea. Desigur, am început să mă rog lui Dumnezeu pentru vindecarea ei și vă mărturisesc un lucru. Nu m-am îndoit de asta. Am crezut până în ultimul moment că Dumnezeu poate să o vindece. Și nici n-am acceptat al gând. Nici n-am acceptat posibilitatea ca să nu fie vindecată, dar în același timp. I-a spus lui Dumnezeu, a zis: Doamne, voia Ta să se facă. I-a spus lui Dumnezeu că face ce vrea. Am încercat să negociez cu El, dar parcă nu ieșea nimic. Am încercat să-L înduplec pe Dumnezeu și mă rugam, dar parcă nu simțeam că nu se lasă înduplecat de mine. Și n-am înțeles de ce. Vorbeam cu Dumnezeu pe mașină, vorbeam în orice loc mergeam și spuneam lui Dumnezeu: Doamne, și la un moment dat am spus un lucru și m-am corectat. I-am zis: Doamne, dacă Tu îmi vindești soția, eu Ți-am slujit până astăzi, dar dacă mi-o vindeci, am să Te slujesc și mai mult. Am să Te slujesc cu toată viața mea. Dar parcă nu m-am putut opri și am zis: Doamne, dacă nu o vindeci, am să Te slujesc și mai mult. Pentru că am simțit că nu-s corect cu Dumnezeu. Și n-am avut ce să-i mai spun. Cuvintele mele nu puteam să le rostesc în așa fel încât să simt că îl pot îndupleca pe Dumnezeu. Au fost 2 săptămâni în care soția mea a stat în spital. Desigur, multe biserici au intrat în post, multe persoane m-au sunat să mă încurajeze. N-aveam niciun răspuns clar atunci, dacă Dumnezeu o vindecă sau Dumnezeu o duce acasă. Au fost 2 săptămâni grele, o săptămână a fost la Satu Mare, o săptămână a fost la Cluj. O încurajam cum puteam, cât îmi dădea Dumnezeu. Dar vreau să vă spun un lucru. În toate cele momente în care nu știam ce o să se întâmple, singura bucuria mea și singura putere a fost faptul că mă uitam la Dumnezeu. Mi-aș fi dorit mult ca Dumnezeu să o vindece, dar nu s-a întâmplat. Dar în acele momente când stăteam la spital și era foarte interesant un lucru, parcă simțeam moartea așa de aproape. O simțeam așa de aproape de mine. Când ieșeam din salon de la ea, mă retrăgeam într-un loc și începeam să mă rog lui Dumnezeu. Și începeam să mă gândesc la Dumnezeu, să mă gândesc la ce-a făcut în viața mea. Să mă gândesc la mântuirea pe care mi-a dat. Când în momentele acelea n-am avut altceva la ce să mă gândesc. Nu mi-a mai folosit nimica. Nu m-a mai interesat nici dacă am ceva, nici dacă n-am. Nu m-a mai interesat nici de bani, nici de mâncare. Nu m-a mai interesat absolut de nimica, pentru că nu mai îți foloseau la nimica. Putea să vină cineva să spună: am să-ți fac lucru cu tare și am să-ți fac lucru cu tare. Nu ți-ar fi fost folosit la nimica. Dar în momentele acelea stăteam deoparte și mă rugam lui Dumnezeu și am zis: Doamne, dacă un lucru vreau să păstrez, este credința în Tine. Pentru că a fost momente în care diavolul încerca să mi-l descrie pe Dumnezeu într-un fel aparte. Încerca să mi-l aducă, să spună: unde e Dumnezeul tău acum? Cum a putut Dumnezeul tău să lase așa ceva peste tine? Uite-te la tine, uite-te la copiii pe care ți-o dat Dumnezeu. Oare crezi că Dumnezeu, ăsta e Dumnezeul tău? Oare chiar crezi că ești copilul lui Dumnezeu? Au fost multe gânduri și n-aș putea să vi le spun. Sunt gânduri care vin peste noi când trecem prin încercări. Și cel mai puternic gând pe care diavolul ni-l aduce este că Dumnezeu e departe de tine atunci. Dar nu a fost așa. Nu a fost așa. Eu m-am uitat la Domnul Iisus. Pentru că în ziua în care m-am întâlnit cu El, Domnul Iisus mi-a schimbat viața. Și am zis: Doamne, un singur lucru vreau să-mi păstrez în inima mea și asta e credința în Tine. Chiar dacă trebuie să pierd tot, nu vreau să-mi pierd credința în Dumnezeu. Și mă retrăgeam deoparte și mă rugam lui Dumnezeu și mă bucuram, nu de lumea asta, nu mă bucuram de ce ar urma, mă bucuram de Domnul. Și îl simțeam în inima mea și am zis: Doamne, mă bucur că Te simt lângă mine. M-au sunat mulți,
M-au încurajat, dar parcă nu-mi folosea, nu mă ajuta. Nu mă ajuta pentru că ceea ce simțeam în inimă ei nu puteau să simtă. Dar Dumnezeu simțea cu mine. El era acolo cu mine, plângea cu mine, suferea cu mine. Și l-am simțit așa de aproape de mine. Simțeam că am nevoie de el în fiecare zi. Zilele acelea pentru mine parcă au fost numărate. Simțeam că în fiecare zi când mă trezesc va trebui să lupt. Simțeam atâta descurajare, atâta îndoială. Și simțeam că va trebui să iau fiecare zi în serios. Și Dumnezeu m-a ajutat în fiecare zi să biruiesc. Pentru că s-au întâmplat zile și momente din viață, au fost momente care n-am știut cum să le trăiesc. N-am știut ce să fac. N-am știut cum să mă port. N-am știut cum să mai vorbesc. N-am știut ce să mai spun celor din jurul meu. Dar am zis, eu mă încred în Domnul. Și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat. Am simțit puterea rugăciunilor care s-au făcut. Și vreau să vă spun un lucru. Am simțit mâna lui Dumnezeu peste mintea mea și peste capul meu. Mi-au trecut prin față gânduri, mi-au trecut prin față cuvinte foarte grele și dificile. Dar simțeam o putere a lui Dumnezeu care le ținea departe de mine. M-a lăsat numai să le văd. M-a lăsat numai să le privesc. Dar nu le-a lăsat să mă atingă. Nu m-a lăsat să mă atingă și m-a minunat de lucrul acesta. Și după ce Dumnezeu a dus-o acasă, au fost momente atât de dificile, dar mă uitam la ele, dar simțeam că Dumnezeu nu le lasă să mă atingă. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Cu două zile înainte ca Dumnezeu să o ducă acasă, vorbeam la telefon cu o persoană și Dumnezeu a avut un mesaj pentru mine atunci. Dumnezeu a dat un mesaj pentru mine și a zis, bărbatule, Dumnezeu vrea să grăbească lucrarea cu soția ta, pentru că vrea să-i pună capăt suferinței și durerii. Și a zis că vei primi o veste. Și atunci vei înțelege că totul s-a terminat, și durerea, și necazul, și suferința, iar cu tine voi începe o lucrare nouă. Desigur, am ascultat mesajul acesta, dar eu l-am luat tot pentru mine. A zis, Dumnezeu o vindecă, se termină cât de repede. Așa am perceput eu, nu puteam să gândesc altfel. Și dacă mi-ar fi spus cineva, n-aș fi putut gândi altfel. Pentru că am înțeles un lucru, câtă vreme soția mea trăiește, am o speranță la Dumnezeu. În acele zile mi-a venit foarte mult în față cuvântul lui Dumnezeu din Samuel, când Natan s-a dus la David și a vorbit despre copilul care l-a avut cu Batșeba și a zis, copilul acesta va muri. Va muri, nu va trăi. Și totuși David s-a retras și a început să se roage și să postească, să-l înduplece pe Dumnezeu. Și pentru mine acesta a fost Dumnezeu atunci. Așa l-am văzut și eu pe Dumnezeu. Am zis, Doamne, chiar dacă mi-ar veni cineva să-mi spună în față, eu Tu nu voi accepta, pentru că eu Te știu pe Tine, știu că ești un Dumnezeu care Te îndupleci. Și până în ultima zi am zis, Doamne, eu vreau să Te... N-am acceptat niciun gând că ea va pleca, chiar dacă mi se transmiteau semnale la un moment dat. Dar nu l-am putut accepta. Am zis, Doamne, eu mă încred în Tine. Și am stat cu ea până duminică. Duminică a trebuit să vin acasă, pentru că copiii urmau să înceapă școala și urma să fac schimb cu mama mea. Mama mea a plecat la Cluj. Și am venit acasă. Foarte interesant a fost ziua aceea, ziua de luni. Simțeam că se va apropia un eveniment interesant. Simțeam că ceva se va întâmpla. Și a fost o zi în care am simțit că se apropie un moment dificil. Nu știam dacă va fi fie vindecare, fie Dumnezeu va duce acasă. Dar ziua aia am simțit ca și cum ar trebui să mor eu. Așa m-a și purtat în ziua aia. Ca și cum ar fi trebuit să mor eu. A fost o zi foarte interesantă pentru mine. Deci, sigur, seara am pus copiii la somn și m-am pus în pat. Și ca să-L vedeți pe Dumnezeu cât de bine le știe pe toate, în noaptea aceea am primit telefonul din Cluj și mi s-a spus în felul următor, soția ta nu mai suferă. Și Dumnezeu a împlinit exact cum a vorbit toate lucrurile. Așa cum a spus Dumnezeu că voi primi o veste. Și atunci am înțeles că de fapt așa o hotărât Dumnezeu. Primul lucru care l-am făcut, și poate unora li se pare ciudat, vă spun sincer, n-a fost să plâng. N-am plâns prima dată. M-am pus pe genunchi pentru că asta am înțeles că trebuie să fac. Și am spus lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc. Eu am încercat, eu m-am luptat. Dacă Tu așa ai vrut, eu îți mulțumesc. Așa am spus lui Dumnezeu, n-am știut ce să-i spun altceva. Să mă cer cu El n-am putut. Pentru că L-am privit ca și Dumnezeu și L-am privit ca și Tată pentru mine. Dar în momentul acela, primul lucru care L-am făcut a fost să-I mulțumesc. Și am mulțumit. Și aș vrea să vă spun, au fost lucrurile care mi-au adus cea mai multă putere.
Faptul că Dumnezeu mi-a dat putere să accept voia Lui și să o înțeleg, în măsura în care am înțeles-o. Nu că aș putea să înțeleg, să-L înțeleg pe Dumnezeu, de ce alege-L să facă anumite lucruri. Dar a fost primul lucru care l-am făcut. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru că așa a hotărât El. Am acceptat un lucru, că Dumnezeu face ce vrea, fraților. Și când am dat firul înapoi și m-am meditat la toate lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a vorbit, le-am înțeles bine. Am zis, Doamne, așa e hotărât-o. A fost interesant de ce Dumnezeu a hotărât așa în viața mea. N-am putut să înțeleg și încă nu pot să înțeleg multe lucruri. Dar în toată perioada aia de încercare, Dumnezeu mi-a spus câteva lucruri. Și mi le-a spus așa de frumos și le-am pus la inimă. A zis în primul rând așa, Dumnezeu mi-a vorbit, a zis, Samuele, să nu crezi că în încercarea aceasta eu sunt vrăjmașul tău. Să nu crezi asta. Și așa am și crezut, că Dumnezeu nu mai este vrăjmașul meu. Și Dumnezeu mi-a spus un lucru, a zis, Samuele, nu pune întrebări. Nu pune întrebări și m-am luptat să nu pun întrebări. Îmi venea să-i spun lui Dumnezeu de ce și spuneam, Doamne, cum vrei Tu așa să se facă? Frați și surori, tineri dragi, înțelegeți, nu e un lucru care vine din mine. Eu de felul meu n-am fost un om și nu sunt un om tare. Dumnezeu e Cel care ne întărește. Dar în perioada aia o trebuie să ascult de ceea ce Dumnezeu îmi spune să fac. O trebuie să ascult de ceea ce Dumnezeu mi-a spus să fac. Și făcând ceea ce mi-a spus Dumnezeu, am putut să pășesc prin fiecare zi. Am putut să păstrez credința pe care a pus-o Dumnezeu în mine. Desigur, au venit momente dificile și Dumnezeu a îngăduit să trec prin niște situații după ce a murit soția mea. Nu știu de ce le-a lăsat așa. Un moment dificil a fost când a trebuit să merg la cimitir și chiar așa a fost situația că parcă nu a mers nimeni. Nu știu cum s-a întâmplat și a trebuit să merg eu. Și m-am dus, m-am întâlnit cu persoana de acolo, m-a luat și mi-a spus că am nevoie de un loc. În momentele acelea, parcă îl vedeam pe Avram cum merge să-și o îngroape pe Sara. Și n-am putut să-i spun omului că e vorba de soția mea, nici n-am încercat măcar să plâng sau să... Și m-am dus și am ales un loc, ne-am înțeles și am plecat acasă. A fost situații în care Dumnezeu... I-am zis lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi putere că nu știu cum să procedez. Nu le-am spus copiilor decât după vreo două zile. I-am luat deoparte într-o seară, pe cei trei mai mari care pot să înțeleagă. Le-am spus, copii, știți că mama a fost bolnavă? Știți că mama a suferit, a fost la spital, ne-am rugat pentru ea, pentru că mă rugasem și cu copiii. Dar le-am spus, Domnul Iisus a vrut altceva cu mama. Domnul Iisus a vrut să o ducă pe mama la El. Să o ducă pe mama sus în cer. Pentru că a zis că îi va fi mai bine acolo. Dumnezeu mi-a dat să le spun cum am putut. Dar ce interesant e că Dumnezeu mi-a dat putere să nu plâng în momentele acelea. Și de ce spun lucrul ăsta? Nu pentru că nu suntem oameni, suntem oameni. Dar s-au uitat copiii la ochii mei și s-au uitat la mine și simțeam că vreau să le dea lacrimile, dar le-am zis, noi trebuie să rămânem tari. Noi trebuie să rămânem tari. Dumnezeu ne va purta de grijă. Și Dumnezeu va avea grijă de noi. A fost singurul lucru care le-am putut spune. S-au uitat la mine și au vrut să plângă. Și le curgeau așa lacrimi pe acolo, dar le-a zis, trebuie să rămânem tari. Desigur, au fost dificile zile, le-au pus multe întrebări, le-am explicat cum au putut ei să înțeleagă. Dar Dumnezeu a fost Cel care ne-a dat putere să trecem peste toate. Vreau să vă spun un lucru. Pe cât de mare a fost încercarea, pe cât de grea a fost, Dumnezeu din ziua aceea a început să lucreze în viața mea cum nu a lucrat până atunci. Am mărturisit că Dumnezeu în ultimele luni din viața mea m-a binecuvântat cum nu m-a binecuvântat o viață întreagă. În ultimele luni din viața mea Dumnezeu m-a schimbat cum nu m-a schimbat o viață întreagă. Pot să spun că a fost darul lui Dumnezeu pentru mine. Chiar din ziua în care a murit soția mea am simțit că Dumnezeu din ziua aia este un tată mai mare pentru mine. El va purta de grijă și mi-a purtat de grijă. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri ca să vedeți cât de minunat lucrează Dumnezeu. Noi n-am avut nici casa noastră decât o mașină. Am stat cum ne-a ajutat Dumnezeu, pentru că au fost câteva situații dificile în viața noastră și a trebuit să renunțăm la un apartament care l-am avut pentru că luasem prin bancă și a zis mai bine renunțăm decât să nu putem plăti. Și Dumnezeu ne-a ajutat și am stat când într-un loc, când în altul. Dar Dumnezeu în ultimii ani din viață ne-a vorbit câteva lucruri, că ne va da două lucruri pământești, pe lângă altele. Au zis că o să ne dea o mașină și o să ne dea o casă. Desigur, aveam nevoie de amândouă, cu toate că nu le ceream de la Dumnezeu, pentru că nu le meritam.
A zis, Doamne, bunul meu simț nu mă lasă să ți le cer pentru că alții lucrează pentru o casă, alții lucrează pentru o mașină. Dar dacă tu ai spus că mi le dai, eu le primesc. Și foarte interesant, tot am așteptat. Chiar poate 2-3 ani de zile a fost momentul când Dumnezeu de 2-3 ani de zile ne-a vorbit despre ele. Aveam o mașină cu două uși, 5 locuri, noi eram 7, plus cumnata care stătea la noi, eram 8. Și aia era mașina cu care ne deplasam. Nu mi-a fost rușine, pentru că aveam o vorbă. Am zis, Doamne, dacă ție nu ți este rușine să mă vezi așa, de ce să fie mie rușine? Și cu bucurie a fost și le-am avut toate lucrurile și am fost mulțumit și Dumnezeu știe lucrul acesta. Dar Dumnezeu ne le-a promis și dacă ne le-a promis, eu știu că Dumnezeu se ține de cuvânt. Dar ce interesant, că toate lucrurile astea Dumnezeu mi le-a dat după ce mi-a luat soția. Cu toate că eu n-am visat niciodată casa, i-am visat și casa. Ea visase casă, spune Sami, am visat o casă, așa, 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 așa. Eu nu visam. Dar după aceste momente, și de ce vă să spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți un lucru. Dumnezeu este Cel ce ne poartă de grijă. Și exact după acele momente, Dumnezeu a început să lucreze în viața mea. Primul lucru care mi l-a dat a fost o mașină. Desigur, acum veți spune, normal că e normal să fii ajutat, pentru că ai trecut prin ce ai trecut. Dar vreau să vă spun ceva. În urmă cu câțiva ani, uitându-mă la mașina, mi-a zis că aș vrea să-mi cumpăr altă mașină. Și chiar am început să mă uit pe internet, nu că aș fi avut eu bani de o mașină, dar am zis să-mi fac o idee. Și foarte interesant că în zilele acelea mă sună un frate. Zice, Sami, tu ai nevoie de o mașină. Zice, n-ai vrea, uite, să cumperi mașina mea? Este cu 7 locuri, cât ai tu nevoie? Și el mi-a spus suma, a zis, omule, n-am nici măcar jumate din sumă, nici 30% din sumă. Zice, hai că te aștept și 2-3 luni, zice, și faci cumva. Desigur, mi s-a părut interesant că mă suna chiar în momentul acela, dar n-aveam liniște în mine. Și așa cum facem noi câteodată când nu putem lua o decizie, am sunat în vase al Domnului și a zis, măi, uite-te, roagă-te pentru că am o problemă. Cineva mi-a propus să-mi cumpăr o mașină și nu știu ce să fac. Și s-a rugat și a zis, din ce an e mașina? Și a zis, din 2001. Am zis, și a zis, nu e asta mașina, mașina ta va fi din 2005. M-am bucurat într-un fel și în același timp am zis, Doamne, dacă îmi va fi asta. Și desigur, au trecut aproape 2 ani de zile de atunci. Și numai nu venea mașina. Dar după ce s-a întâmplat evenimentul acesta, a venit cineva la mine, e drept o rudă apropiată, dar așa a lucrat Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat o mașină din 2005. Eu n-am spus lucrurile astea și nu le-am spus decât după ce Dumnezeu le-a împlinit. Dumnezeu mi-a dat mașina care mi-a promis-o. Mi-a dat tipul de mașină pe care mi l-a primis. Și numărul de locuri pe care mi le-a vorbit. Pentru că de toate mi-a vorbit Domnul, numai eu aveam făgăduințele, dar parcă nu aveam împlinirea. Dar când Dumnezeu le-a împlinit, le-a împlinit pe toate. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. M-a mângâiat, pentru că din ziua aia, când mergeam cu mașina, pentru mine era o întărire a credinței. Și îmi plăcea să merg cu mașina numai pentru că știam că Dumnezeu mi-a dăruit-o. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că vreau să știți un lucru. Dumnezeu în fiecare zi mi-a purtat de grijă. În fiecare zi Dumnezeu m-a mângâiat prin ceva și prin cineva. În ziua în care soția mea a murit, înainte de evenimentul acesta, am fost chemat de un frate la el acasă. E un frate deosebit, un slujitor al Domnului, dar un frate care nu are bani. Era un frate obișnuit ca orice om, trăia din pensie. Și mi-a spus în felul următor și a zis, Samuele, fie că soția ta trăiește, fie că nu, anul acesta tu te muți în casa ta, îți duci copiii la școală din casa ta. M-am uitat la el, desigur, în momentele acelea nu de casă aș fi avut eu nevoie, dar când am auzit ce spune, m-am mirat. Și el așa a spus. Mi-a mărturisit după aceea că el la ceea ce a spus, a spus numai prin credință, fără să aibă vreun motiv financiar, fără să aibă vreun suport financiar. Desigur, a fost o întâlnire pentru mine, aș fi vrut să pot să-i spun soției mele, dar n-am mai apucat. Dar ce vreau să vă spun este că Dumnezeu, din ziua aceea a lucrat. Și împreună cu alt frate, Dumnezeu m-a binecuvântat. Și așa a făcut Dumnezeu lucrurile într-un mod deosebit. Pentru că Dumnezeu îmi vorbise de multe ori când va da o casă și cineva mi-a spus la un moment dat, dar cum ți-o va da Dumnezeu? Ți-o va da din cer? Și a zis mie, Dumnezeu poate chiar din cer să-mi o dea. Și Dumnezeu așa a pregătit lucrurile și vreau să vă spun, n-am cum să-i mulțumesc, n-am cuvinte să nu-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru câtă mânghiere și binecuvântare l-a lăsat în viața mea. Nu știu de ce l-a lăsat și l-a îngăduit Dumnezeu să lucreze așa. Nu știu de ce mi-a dat unele lucruri așa, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ele. Și nu numai că mi-a dat o casă, dar mi-a dat posibilitatea să o fac cum vreau eu. A venit fratele cu mine și a zis, hai să mergem să alegem un pământ.
Și vreau să vă spun, toate lucrurile, toate cheltuielile au fost plătite de Domnul, nu de un om. Au fost plătite de Domnul, în felul în care a lucrat El. Frații aceștia doi sunt frați obișnuiți, sunt oameni normali, oameni care, unul dintre ei măcar n-are casă, sunt într-un apartament și el vrea să-și facă casă, dar o zis în felul următor, o zis Samuele, prima dată este casa ta. Nu le-am făcut nimica, nu le-am cerut nimica, n-am făcut nimic deosebit față de ei, dar au zis, asta ne-a spus Domnul să facem. Și mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că lucrarea cu casa deja e, poate luna asta e gata în roșu. Și pentru mine e o binecuvântare a lui Dumnezeu toate, sunt o mânghiere. Nu pot să mă bucur de ele așa cum m-aș fi bucurat altă dată, dar când mă uit la ele, pentru mine e o întărire a credinței. E o bucurie că Dumnezeu este lângă mine. Pentru că în acele momente m-am simțit atât de singur, cu toate că, știți, era diferit, îl simțeai câteodată pe Dumnezeu, dar când te uitai la situația ta, parcă te copleșea singurătatea, te copleșea deznădejdea, te întrebai ce o să fie, cum o să fie, cum o să strângi viața, ce o să fie cu copiii. Dar în toate lucrurile s-a implicat Dumnezeu. În toate lucrurile, în toate nelămuririle mele mi-a vorbit Dumnezeu. Și n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Asta a făcut Dumnezeu în viața mea. Și dacă asta sunt în picioare, sunt numai datorită Lui. Prea multe lucruri a făcut Dumnezeu pentru mine ca să nu rămân în picioare. Prea mult mi-a vorbit Dumnezeu ca să nu rămân în picioare. Prea mult m-a întărit Dumnezeu ca să nu rămân în picioare. Prea mult și-a arătat dragostea față de mine ca să nu stau în picioare. Și cu toate acestea, cel mai tare lucru care m-a ținut în picioare a fost că într-o zi Dumnezeu mi-a schimbat viața și inima. Asta m-a ținut cel mai mult în picioare. Pentru că a zis, Doamne, nu te părăsesc, pentru că într-o zi știu de unde m-ai scos și știu unde m-ai pus. Într-o zi mi-ai schimbat viața așa cum nu mi-a schimbat-o nimeni și cum nu a putut să o schimbe nimeni. Și a zis, Doamne, dacă pentru atâta să rămân lângă Tine, pentru atâta o să rămân lângă Tine. Și Dumnezeu este Cel care m-a ajutat. Știu că aici sunt multe suflete care treceți prin diferite încercări. Poate nu este o încercare, ca așa abia. Dar aș vrea să vă încurajez un lucru. Aș vrea să vă încurajez să vă uitați la Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care, când treci prin încercare, te caută. Știți de ce te caută? Pentru că atunci te caută mai puțin oameni. El te caută. Dumnezeul nostru îl caută pe om. L-a căutat și după ce l-a înșelat în grădina Edenului, l-a căutat. Și de atunci îl caută în fiecare zi. E drept când ești treci prin încercare, ești deznădăjduit. Ai tendința să îți pierzi credința. Ai tendința să nu mai dorești să vezi pe nimeni lângă tine. Să intri în tine. Să te victimizezi. Să spui tot felul de lucruri despre tine. Dar în momentele acelea, dacă ai ști cât de mult te caută Dumnezeu, știi de ce? Pentru că ăsta e Dumnezeul nostru. El așa e. Nu poate fi altfel. Biblia spune că pe când eram noi încă păcătoși, El nu a putut fi altfel. El a venit și s-a coborât la tine și la mine. Nu a putut să stea nepăsător. Și crezi că Dumnezeu poate sta nepăsător de tine? Așa cum ești, așa cum te consideri, așa cum te vezi tu. Poate te vezi cel mai neînsemnat, te vezi cel mai mare păcătos. Și zice despre tine, Doamne, eu nu merit nimica. Eu n-am de ce să fiu iubit. Sunt într-o situație disperată. Dar vreau să vă te spun că Dumnezeu te caută cu lacrimi. Știi de ce? Pentru că în fiecare lacrimă este scris numele Fiului Său. Și Dumnezeu face orice pentru tine. Face orice pentru tine ca să te câștige. Face orice pentru tine ca să te apropie de El. Câteodată lasă și încercări, dar le lasă cu un scop. Le lasă cu scopul ca să te apropie și să te atragă spre El. Să-ți ridici ochii în sus, să spună, aici sunt, fiule. Ne lasă în situații în care nu mai știm ce să facem. Știți de ce? Ca să ne uităm la El și El ne vine în ajutor. Ăsta e Dumnezeul nostru. Aș vrea să vă citesc doar un singur verset care spune așa, Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Ăsta e Dumnezeul nostru. Vis-a-vis de mine, Dumnezeu nu are nicio datorie. Vis-a-vis de mine, a spus, Dumnezeu a făcut tot ce putea să facă un Dumnezeu, a făcut. Tot ce se putea face, a făcut, pentru că altfel n-aș fi fost în picioare. Eu nu n-aș fi putut să rămân. Au fost prea grele gândurile, au fost prea grele luptele, dacă Dumnezeu nu m-ar fi ținut. Dar vreau să spun un lucru și pentru tine, Dumnezeul meu este la fel. Nu este diferit pentru mine și diferit pentru tine? Nu mă iubi pe mine mai mult și nu te iubește pe tine mai puțin. Dumnezeul nostru este dragoste.
N-a spus că este dragoste într-un fel și dragoste în alt fel. Este pur și simplu, este dragoste. Și în seara aceasta, acest Dumnezeu plin de dragoste vrea să-ți aducă bucurie în inimă. Să știți că poți să ai bucurie când treci prin încercări. Știți de ce? Atunci când te uiți la Dumnezeu, ți se luminează inima, ți se luminează fața. Am înțeles în acele momente de încercări că cel mai important lucru din viața noastră este credința pe care ne-o dat-o. Am înțeles că dacă ai credință, poți să treci prin orice încercare și să ieși biruitor. Dacă îți păstrezi credința în Dumnezeu, credință nu înseamnă să crezi că Dumnezeu face o minune. Este o latură a credinței. Credință nu înseamnă să crezi că Dumnezeu va face cum gândești tu sau cum vrei tu. Este și asta parte din credință. Credință înseamnă să crezi că Dumnezeu face ce vrea în cer și pe pământ, indiferent de tine, de ce vrei tu și de cum vrei tu. Să rămâi lângă Dumnezeu chiar dacă nu înțelegi ce se întâmplă în jurul tău. Să te bucuri în Dumnezeu chiar dacă nu găsești nimic în jurul tău care să te bucure sau să îți mulțumească inima. Totuși tu să te uiți la Dumnezeu. Frați și surori tineri dragi, oricum tot ce avem în lumea asta, fie soț, fie soție, fie copii, într-o zi nu-i vom avea. Pentru că ne-ți dați pentru o vreme, dar Dumnezeu nu-i pentru o vreme. Dumnezeu-i pentru veșnicie. Apostolul Pavel a zis, dacă mi-aș pune nădejdea în el numai pentru viața asta, aș fi cel mai nenorocit om. Dar noi nu ne-am pus nădejdea în el numai pentru viața aceasta. I-a spus lui Dumnezeu, Doamne, am să te iubesc. Și dacă am să-mi iei soția, dragostea mea nu se va schimba față de tine. Nu poate să schimbe dragostea față de Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu nu m-a mântuit pentru că am fost căsătorit sau necăsătorit. La baza dragostei lui Dumnezeu nu a stat starea mea socială sau alte lucruri, nu. Noi nu ne-am întors la Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a promis că vom avea o soție deosebită, un soț deosebit, vom avea copii deosebiți, vom avea o sănătate. Eu nu de asta l-am căutat pe Dumnezeu și nu pentru asta îl iubesc. Îl iubesc pentru un singur motiv. Că într-o zi mi-a schimbat inima, că într-o zi mi s-a descoperit. Și din ziua aia mi-a dat harul să-L iubesc și să-L descoper în fiecare zi tot mai mult. Asta e frumusețea noastră, dar și L-am descoperit pe Dumnezeu și în moarte. L-am văzut acolo și vreau să vă spun un lucru, nu s-a schimbat cu nimica. El este tot la fel, același frumos Dumnezeu, același Dumnezeu deosebit, la fel m-a iubit și atunci, la fel i-am simțit dragostea, la fel i-am simțit prezența și atunci. Pentru că El nu se schimbă cum ne schimbăm noi vis-a-vis de împrejurări. Peste noi vine o împrejurare, nu te mai iubește cineva și ești cel mai nefericit om. Odată dacă l-ai vedea pe Dumnezeu cum te iubește atunci, ai putea să biruiești, ai putea să treci. Știți de ce ne împiedicăm de atâtea ori? Că ne uităm ca Petru la furtună. E drept, furtuna era motivată. Da, e periculoasă furtuna. Ar fi nimicit un om care era într-o corabie, ar fi nimicit și corabia și omul. Dar ce n-a înțeles Petru atunci? Că el trebuia să se uite numai la Hristos. Că dacă Hristos o umbla pe ape, poate umbla și el. Dacă Hristos a putut să biruiască moartea, o poți birui și tu. Dacă Hristos a biruit păcatul, îl poți birui și tu. Dacă Hristos a biruit suferința, o poți birui și tu. Altfel nu poți, dar El poate. Și când te uiți la El, primești putere. Aș vrea să mă apropie de încheiere și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Iar dacă în seara aceasta ești aici și nu știi ce să faci, nu mai știi ce să crezi, aș vrea să spun un lucru, caută-L pe Iisus, pentru că spun ceva, când îl vei vedea, când îl vei privi pe El, când te vei uita numai la El, te vei schimba. Și dacă ai situații, ai stări, ai neliniște, ai neîmplinire, ai probleme, vreau să vă spun un lucru, prin această încercare Dumnezeu nu a făcut altceva decât să mă întărească mai mult, nu să mă slăbească. Și să știți un lucru foarte interesant, ce s-a întâmplat după aceea. Dumnezeu nu mi-a lăsat și nu m-a îngăduit să plâng mult, să mă întristez. Nu mi-a permis lucrul ăsta și parcă sună ciudat. Dar când îmi venea o anumită tristețe peste mine, în momentele acelea venea Duhul Domnului și a zis, Samuele, tu nu trebuie să te întristezi. Dacă te vei întrista, dacă vei lăsa gândurile să-ți năpădească mintea, nu vei mai putea să te bucuri de mine. Nu vei mai putea să mă vezi, nu vei mai putea să stai în părtășie cu mine. Și atunci mă opream și am zis, nu, Doamne, eu vreau să mă bucur de Tine. Dumnezeu așa a făcut ca zilele care au urmat să trebuiască să intru în viață și la fel cum a fost până atunci. O trebuie să-mi iau copiii să-i duc la grădiniță, să-i duc la școală. O trebuie să încep să dau ochii cu oameni, chiar dacă în sinea mea n-aș fi vrut lucrul acesta. Dar a zis Dumnezeu, trebuie să faci lucrul acesta. Și n-am înțeles de ce. La un moment dat m-a sunat un coleg care este în Germania și studiază consilierea
Și i-am mărturisit cum m-a ajutat Dumnezeu pe mine să trec peste evenimentele acestea și a zis, Sami, noi lucrurile astea le predăm la oamenii care trec prin astfel de situații. Și a zis, prietene, fratele meu, eu nu știu, eu nu le-am citit, dar eu știu ce mi-a spus Duhul Sfânt să fac în fiecare zi și cum trebuie să mă port. Și au fost lucruri care m-au ajutat să le depășesc anumite momente. Mă sunau foarte mulți oameni, mă întrebau, desigur, oamenii nu înțelegeau și nu simțeau ce simt eu, dar Dumnezeu îmi spunea, ai răbdare, vorbește cu ei, spune-le. Și n-am avut de ales decât să fac aceleași lucruri. M-a dus Dumnezeu într-un loc și mi-a vorbit un lucru interesant în locul acela și știu că pentru unii va fi ciudat. O zis, Samuele, chiar dacă tu trebuie să fii încurajat și ai nevoie de mânghiere, eu vreau ca tu să-i încurajezi pe alții și să-i mânghii pe alții. Și am înțeles asta în sinea mea. De aia nu m-a lăsat Dumnezeu să fiu trist. Nu m-a lăsat să arăt tristețea și durerea din inimă, chiar dacă le-am purtat și chiar câteodată mai îmi vine. Dar Dumnezeu zice, nu oprește-te, eu am nevoie de tine. Tu slujești mie. Trebuie să înțelegi ce am făcut în viața ta. A fost hotărât de mine. Ți-am spus mai dinainte. Ți-am vorbit mai dinainte. Ai știut toate lucrurile. Și acum le înțelegi. Tu trebuie să rămâi lângă mine. Și Dumnezeu m-a ajutat să rămân lângă El. Și vreau să mai spun încă o dată. Nu este datoria. Nu este prin puterea mea. N-am făcut nimic deosebit. N-am fost cu nimic mai deosebit decât niciunul de aici. Ceea ce a fost deosebit, a fost felul în care Dumnezeu s-a raportat la mine. Și așa Dumnezeu se raportează la fiecare. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă rog ca Dumnezeu să vă întărească. Mă rog ca Dumnezeu să vă vină în ajutor. Dar un singur lucru aș vrea să vedeți în seara aceasta. Să vedeți că Dumnezeu este mai presus de problema ta. Să vezi că este mai puternic decât problema ta. El are soluție la problema ta. Spune-i lui Dumnezeu în seara aceasta, Doamne, vreau să te văd pe tine în seara aceasta. Și vreau să pot să biruiesc situația și încercarea prin care trec. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.